Florin Cârciumaru a declarat că după consultările cu șefii de la nivel central ai PSD, el va rămâne până în toamnă președintele organizației din Gorj. Ești candidat pentru șefia PSD Gorj? Deci este prea devreme ca să discutăm și dacă vreți să vă spun că pe această temă am purtat discuții la nivel central și în viziunea domnului Dragnea, cât și a domnului Neașu și a celor care conduc partidul la ora actuală, este că despre proiectele de viitor ale Partidului Social Democrat în ceea ce privește reorganizarea din teritoriu se va putea discuta din toamnă. Până atunci, Partidul Social Democrat are în față un program cu care a câștigat alegerile parlamentare. Trebuie să se ocupe ca acest proiect, acest program să prindă de viață. Deci partidul în momentul de față are alte și alte preocupări. Preocupările sunt acelea de a-și respecta promisiunile făcute alegătorilor în campaniile electorale de anul trecut. În teritoriu, partidul în fiecare județ are o conducere stabilă, o conducere care pe fiecare județ care a câștigat alegerile locale și nu putem vorbi de dragul de a vorbi de alegeri și de reorganizări. Până în toamnă mai este. Cel mai probabil Cârciumaru nici nu va avea contracandidat dacă va candida în toamnă pentru șefia organizației județene. Surse susțin că deputatul Mihai Weber și-ar dori locul lăsat vacant de Ion Călinoiu la plecarea din partid, cel de președinte executiv al PSD Gorj. Sunteți interesat să candidați la șefia PSD? Nu. Am mai fost întrebat, nu mă interesează. Dacă îmi doresc un lucru, am fost foarte sincer de la bun început cu dumneavoastră și cu toți cei care m-au întrebat. Am spus foarte clar, atunci când îmi doresc ceva, eu voi anunța și n-am nevoie de nicio portavoce. În schimb, pot să fac echipă și doresc să fac echipă cu viitoarea conducere a Partidului Social Democrat de la Gorj. Cu toate acestea, Weber este sigur și pe victoria lui Florin Cârciumaru. Deocamdată nu s-a discutat despre așa ceva. Deocamdată avem un președinte. Sigur că vor urma alegeri în teritoriu, probabil în câteva luni, la nivel de țară. Atunci vom discuta configurația echipei, dar deocamdată cred că toate energiile, în primul rând, acum trebuie să fie concentrate pentru primăria Târgu Jiului, ca și alegeri. Asta este cea mai importantă luptă anul ăsta a Gorjului. După care, sigur, vom avea și alegeri în cadrul organizației Gorj. Și apoi, sigur, acum trebuie să ne concentrăm toți pe ceea ce am promis în campanie. Pentru că dacă nu punem în aplicare măsurile din programul de guvernare, atunci va fi un dezastru. Anul trecut, Florin Cârciumaru declara că nu mai vrea să continue la șefia PSD Gorj și este dispus să le lase cale liberă tinerilor din partid.